Bun venit pe canalul astrolog Alexandra Coman la filmarea dedicată lui Jupiter. Mă bucur că ești aici și sper că te vei delecta cu o filmare care se întinde pe aproximativ o oră și mai bine de informații astrologice legate de intrarea lui Jupiter în semnul Gemenilor, eveniment care s-a produs pe 26 mai 2024 și tranzitul său prin Gemeni va ține până pe 9 iunie 2025. Dar despre ce este vorba în această intervenție dinaintea filmării? După cum știi, sau poate afli acum, există și un grup de Telegram, grupul oficial Astrolog Alexandra Coman, unde se află mai bine de 5.000 de oameni. Intrarea este gratuită și dacă ești curioasă sau curios să vezi ce se întâmplă pe acest grup, în descrierea acestei filmări găsești linkul de acces către grupul oficial de pe Telegram. Dar, într-o discuție cu mai multe persoane legate de Jupiter și semnul Gemenilor, mi-au reamintit acești oameni că am făcut un webinar despre Jupiter și mi s-a sugerat că ar fi bine să-l aduc la cunoștința publicului larg, pentru că nu toată lumea știe că eu, pe lângă activitățile legate de YouTube, legate de Vimeo, cu horoscoape, cu previziuni, cu filmări, la anumite perioade de timp, pe parcursul unui an, organizez și niște webinari. Ei bine, am făcut un webinar dedicat lui Jupiter, intitulat Cele trei daruri jupiteriene: abundență, iubire, cunoaștere. Deci, Jupiter vine întotdeauna cu trei daruri. Abundență din toate formele de manifestare, iubire, cine nu are nevoie de iubire, și cunoaștere, înțelepciune, învățătură. Și este un webinar care se întinde pe mai mult de 6 ore. Deci ai acolo informații despre Jupiter, ritualuri magice, forme de acces ale lui Jupiter, repet, pe 6 ore și mai bine de eveniment astrologic. Am luat aminte de sugestia de a vă informa că există și acest webinar dedicat lui Jupiter, dar mi-a venit o idee și mai și, pe care vă povestesc imediat înainte de a vă lăsa să urmăriți filmarea. Am spus, dacă Jupiter a intrat în semnul Gemenilor și oamenii urmăresc această filmare și sunt pe YouTube, de ce să nu-i ajutăm să aibă acces la informația despre webinarul jupiterian, având un preț special de achiziție? În loc să se achite prețul integral pentru Jupiter, pentru webinarul pe Jupiter, de data asta aveți o reducere, cei care sunteți și urmăriți această filmare, prețul webinarului este de 200 de lei. Cum beneficiez de această reducere? Că nu e așa, mă uit la filmare și eu mă duc și spun că m-am uitat la filmare. Nu, 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 nu. În cadrul filmării pe care ești pe cale să o urmărești, la un moment dat avem secțiunea în care voi vorbi despre previziuni legate de Jupiter pe perioada cât se află în semnul Gemenilor pentru fiecare semn zodiacal în parte. Te duci frumos la zodia ta, că vrei să presupun să-ți asculți previziunile pentru zodia ta și te uiți la filmare. Când apare pe ecran anunțul, codul special de reducere pentru webinar, notezi frumos codul care este reprezentantul reducerii. Ne dai un e-mail și acum apare pe ecran e-mailul unde ne poți scrie pentru achiziția acestui webinar, contactarondalexandracoman.ro. Mai repet o dată e-mail, contactarondalexandracoman.ro și ne scrii codul pentru a obține reducerea de 200 de lei. Și după aceea primești informațiile despre plată, bucură-te de 6 ore plus de informații. Ce îi rog pe cei care au participat la acest eveniment, webinarul dedicat lui Jupiter, vă rog să dați un feedback în comentarii, pentru că am feedback-uri foarte bune și vă rog foarte mult să lăsați feedback
Pentru că în acest fel îmi susțineți activitatea, dar pe de altă parte îi încurajăm și pe alți oameni să aibă acces la informație de calitate, pentru că pe piață apar foarte multe persoane bezmedice care dau informații eronate despre Jupiter, spun lucruri incorrecte și măcar ai acces la informație verificată, la informație bătută în cuie, informație secretă, ținută secretă mii de ani, pe care aleg să o dau publicului meu din cadrul webinariului. Aceasta a fost intervenția dinaintea poveștii lui Jupiter și te invit în continuare să urmărești filmarea dedicată lui Jupiter și intrării sale, adică ingresului său în semnul gemenilor, 26 mai 2024, 9 iunie 2025. Și nu uita, te duci la zodia ta, urmărești să găsești pe ecran când apare codul care îți dă acces la reducerea pentru achiziția webinarului. Webinarul cu reducere costă 200 de lei. Să-ți fie de folos informațiile și bucură-te de cele 6 ore și mai bine de webinar. Și bucură-te și de Jupiter! Ei, bun găsit tuturor la filmarea dedicată lui Jupiter, Marele Benefic. Tranzitului său prin semnul gemenilor, tranzit care se întinde pe un an de zile de acum încolo, și previziunilor aferente, elemente pe care vi le-am promis deja că le voi face. Recunosc că am preferat să se aștearnă puțin liniștea, pentru că în lumea internetului, în lumea mass mediei și din țară și din străinătate, a existat așa o avalanșă de comentarii astrologice, Jupiter fiind considerat ca intrarea lui Jupiter în Gemeni fiind considerată ca un eveniment absolut fabulos în lumea astrologică. Și fiecare a venit cu o părere. Eu am așteptat să se liniștească puțin apele și la 2-3 zile după ce a intrat Jupiter în Gemeni să vin și eu cu povestea perspectivei mele pe care o am asupra acestui eveniment, pentru că eu nu prea sunt de acord cu aplauzele la scenă deschisă care îi se aduc lui Jupiter. Sunt și lucruri de spus și veți vedea ce perspectivă am eu în această privință. Nu va fi numai și numai lapte și miere, dar va fi așa, cu un dulcitor. Să începem povestea noastră așadar și vreau să vorbesc întâi despre Jupiter. Să o luăm cu începutul. Vă avertizez că nu știu cât voi vorbi, dar sigur nu voi vorbi doar 10 minute de filmare. Voi vorbi cât va fi nevoie. Încep cu povestea mitologică a lui Jupiter. Vom trece prin partea astronomică, vom trece prin partea astrologică, vom merge la previziuni, dar îți recomand, ascultă toată această filmare, cât de mult poți. Pentru că toate se leagă unele în altele și dacă îți scapă ceva informațional, îți va fi greu să faci conexiunea după aceea când voi vorbi la previziune. În mitologie, povestea începe cu Saturn, stăpânul zeilor, și Saturn sau Cronos, stăpânul zeilor, care într-o zi a primit o profeție și i s-a spus că va fi detronat de unul din copiii săi. Saturn s-a căsătorit cu Rea, mama Pământ, și evident că din uniunea lor a început să apară copii. Numai că Saturn, temându-se de profeție, s-a hotărât să-și ingereze, să-și mănânce copiii, pentru a nu da curs profeției, bineînțeles. Și și-a mâncat copii, și-a mâncat copii, și-a mâncat copii, până când Rea, soția sa, nu a mai suportat durerea de a da naștere unor copii care îi sunt luați. Așa încât atunci când l-a născut pe Jupiter sau Zeus, în loc să îl livreze soțului său ca de obicei, a învelit o piatră, a înfășat o piatră în scutece și a prezentat piatra respectivă ca fiind Jupiter. Saturn, fericit, a mâncat piatra, a știut că s-a rezolvat problema. Între timp, Jupiter a fost crescut în secret pe o insulă de către o capră care se numea Amaltea și din fragedă pruncie a dat dovadă de o forță extraordinară, de abilități foarte speciale. A fost un copil vesel, a fost un copil jucăuș și dinamic. Puterea sa era atât de mare încât într-o zi, copil fiind, agățându-se de coarnele caprei care îl creștea, a rupt unul din
trecoarne i-a rupt și pentru că i-a părut foarte rău de ce gest a făcut, dar nu a fost un gest rău intenționat, a fost pur și simplu un accident. A transformat acest corn în ceva ce se numește cornucopia sau cornul abundenței. Poate cine știe, ai auzit expresia asta vreodată, cornul abundenței. Se spune că este un corn din care curg toate lucrurile de care un muritor ar putea avea nevoie. Bani, mâncare, abundență, resurse materiale nesfârșite. Și la nivel spiritual și ezoteric, foarte multă lume atunci când dorește să aibă parte de abundență, se conectează energetic la informația cod energetică a acestui corn al abundenței prin diverse ritualuri și prin diverse meditații. Povestea merge mai departe, Jupiter crește și bineînțeles că vine și momentul în care îndeplinește profeția, își atacă tatăl, îl castrează, îl detronează, își eliberează frații și surorile și el are încă doi frați. Unul se numește Neptun sau Poseidon, celălalt se numește Pluton sau Hades. Cei trei frați, odată eliberați și scăpați din prizonierat Pluton cu Neptun, se așează într-o discuție și spun, ok, acum că l-am detronat pe tatăl nostru, e timpul să împărțim lumea, hai să găsim soluții să împărțim lumea. Și pentru că nu puteau cădea la un acord comun cine cum ia, au tras la sorți. N-are sens să spunem că sorții au fost măsluiți în favoarea lui Jupiter și a lui Neptun, asta este o altă poveste. Cert este că cel care a fost păcălit la sorți sau a tras paiul, că s-a tras la pai, paiul cel mai scurt a fost Pluton sau Hades, care a primit lumea morților, tărâmul de dincolo, tărâm pe care nimeni nu-l dorea. Și apoi, Pluton sau Neptun a primit regatul apelor, iar lui Zeus i-a revenit regatul oamenilor și să patroneze Olimpul, Olimpul fiind locul unde toți zeii se adună și conviețuiesc și se distrează și au petreceri și viața e roz și minunată acolo în Olimp. Jupiter, în mitologie, nu este considerat ca fiind o ființă ultra-inteligentă. El este un războinic bun, el este un amant și un amorez și mai bun. Excelează la capitolul distracții și excese și complică mult viața muritorilor. Este, în schimb, ajutat și susținut de consilieri foarte buni care îl ajută să-și ia deciziile importante cum trebuie, de cele mai multe ori. Pentru că ce învățăm din mitologia greacă și romana este că zeii nu sunt chiar întotdeauna atât de perfecți în privința alegerilor pe care și le fac. Dar învățătura niciodată nu se termină și învață și ei pe parcurs. Asta e povestea lui Jupiter din punct de vedere mitologic. Și-a detronat tatăl, viața cordeoane, distracții după aia fără număr, nu are o inteligență extraordinară și întotdeauna este deschis să accepte să învețe ceva nou și asta e important să ții minte. Și îi place să trăiască la maxim din toate punctele de vedere. Din punct de vedere astronomic, Jupiter este cea mai mare planetă a sistemului nostru solar. Și dacă Soarele ar dispărea, Jupiter ar putea foarte bine să preia funcțiile Soarelui. Asta nu o să se întâmple niciodată, dar dacă ar dispărea, primul pe listă de guvernator al sistemului nostru ar fi Jupiter. Fiind atât de mare, Jupiter este un sistem în sine, e un sistem planetar în sine, pentru că orice obiect, orice element trece prin apropierea, prin proximitatea sa, este imediat atras de atracția gravitațională, de forța gravitațională a acestei planete și are foarte mulți sateliți. Are foarte mulți sateliți. La un moment dat se spuneau 70. Ulterior 70, deci noi avem o singură lună. Imaginați-vă 70, cum sunt. Apoi, alte calcule au arătat că sunt peste 100 de sateliți ai lui Jupiter. De ce v-am povestit eu că atrage el lucrurile în masa sa, prin forța sa gravitațională? Pentru că ne interesează foarte mult. Deoarece, la nivel astronomic, Jupiter oprește traiectoria multor asteroizi care ar putea cădea pe Pământ și care ar putea periclita viața noastră aici.
El este un paznic de nădejde, el este un magnet care atrage acești asteroizi sau alte elemente din spațiu care ne-ar putea afecta pe Pământ. Și, bineînțeles, protejează viața, indirect, protejează viața noastră. Asta e și motivul pentru care în astrologie, și pășim acum în domeniul care, unde am vrut să ajung, dar trebuia să fac această trecere revistă. Din acest motiv, el în astrologie este privit ca fiind marele benefic. Este planeta care guvernează ziua de joi. Este planeta care guvernează tot ceea ce ține de călătorii pe distanțe lungi și ca termen lung, ca durată lungă. Guvernează alte culturi, tot ce înseamnă, tot tu ca entitate, ca om, ca persoană, în orice interacțiune intri cu ceva, cineva dintr-o altă cultură, Jupiter îți dă o informație foarte bună despre succesul sau insuccesul acestui demers. Jupiter se ocupă de religii, de filozofia de viață. Jupiter se ocupă, și aici ne interesează foarte mult, de maniera în care suntem deschiși accesării informațiilor, învățăturii, studiului, explorării vieții, trăirii vieții. Jupiter supervizează acest aspect. Când au început filmările și în țară la noi, dar mai ales în străinătate, despre ingres, în astrologie, când o planetă schimbă semnul zodiacal, se numește ingres, despre intrarea lui Jupiter în Gemeni, a părăsit Taurul și s-a mutat în Gemeni, toată lumea a pus accent foarte mult pe partea asta de wow, marele benefic, intră în Gemeni, ce ne bucurăm și ce... Hai să punem un pic de frână și să-ți imaginezi, deci încearcă să-ți imaginezi că primești un tort foarte mare și ți se spune, știi, poți consuma acest tort ori de câte ori dorești, în ce cantitate vrei, nu ai nicio oprire. Știi, și tu cât îți place tortul ăla, te bagi, începi să mănânci, să mănânci, să mănânci și primul ți se apleacă, ți se face rău. Exact asta face și Jupiter. Jupiter este marele benefic, este planeta oportunităților, a exploratorului, a deschiderii către noi informații, dar v-aș recomanda, țineți minte că e nevoie și de prudență în relația cu el, este nevoie de abținere în relația cu el, este nevoie de precauție în relația cu el. Este exact ca și cum un copil își pune se suie într-un deltaplan și spune, hei, hai să fugim de pe acest acoperiș și să sărim în aer, dar uite să-și pună centura de siguranță, cam așa funcționează Jupiter. Jupiter te împinge înspre anumite experiențe, e foarte deschis acolo să te susțină în ele, dar dacă tu ca om nu ești pregătit și nu ții măsuri de siguranță, s-ar putea ca experiența spre care te atrage Jupiter să nu fie chiar foarte plăcută, ci se lasă cu mahmureală spirituală ulterior. Jupiter a ieșit pe 26 mai 2024 din semnul Taurului. Face și la revedere pata, ori ne reîntâlnim cu tine peste 12 ani și a intrat, evident, pe 26 mai 2024 în semnul Gemenilor. Unde va sta, unde va rămâne până pe data de 9 iunie 2025. Se face o schimbare de la energia taurină, axată mult pe latura materială a lucrurilor, pe acumulare, pe asimilare. Se face un switch, o schimbare către socializare, către discuții cu cei din jurul nostru, către a interacționa și creșterea anturajului, dar de data asta vreau să vă spun, ok, Jupiter va aduce un anturaj numeros, oameni în viața ta, dar cerne-i, filtrează-i, evaluează-i puțin, pentru că el va aduce grămadă, că el asta știe, ți aruncă de toate acolo în ogradă, în curte, dar tu va trebui să sortezi, să separi, să selectezi și să-ți oprești numai oamenii de valoare. Așa încât, odată cu intrarea lui Jupiter în Gemeni, ne pregătim de o epocă în care vom învăța lucruri noi, vom studia lucruri noi, vom vorbi foarte mult. Chiar și cei mai introverți vor cunoaște o capacitate de comunicare foarte ridicată. Deci vom vorbi mult, vom comunica mult, vom interacționa unii cu alții mult. Vom
crea noi conexiuni sociale și în același timp vor ieși la lumină foarte multe secrete. Gemenii sunt zodia care reprezintă zodia care vorbește, care e gregară, care nu are niciun secret, ce e în gușă și în căpușă, cum se spune. Călare Jupiter acolo peste Gemeni. Vă dați seama că se va simți foarte bine pentru că va vorbi, va împărtăși lucrurile care până acum au fost ținute în umbră. Și, în esență, vor ieși la lumină foarte multe lucruri, situații, circumstanțe care până acum au fost ascunse ochiului public. Asta e partea interesantă și glumesc uneori cu prietenii mei când vorbim, că noi suntem astrologi și vorbim între noi astrologic și spun, zic, ei, acum să te ții să vezi tu că vine the big disclosure, marea dezvăluire. Marea dezvăluire pentru cei pasionați de viața pe alte planete, despre, hey, hello, nu suntem singuri aici. Și râd și spun, aflăm niște secrete extraordinare în acest an și vor fi revelate foarte multe lucruri. Și acum începe povestea. Vreau să mă duc pe un tabel, pentru că în astrologie, atunci când o planetă își schimbă semnul zodiacal, contează foarte, foarte mult momentul de schimbare. Ce se întâmpla pe cer? Unde se aflau planetele? Care era vibrația? Și un astfel de aspect astrologic major aduce și nevoia de a înțelege cum ne va influența de acum încolo, vreme de 12 luni, evident. Maniera în care vom fi influențați este dată de vibrația elementelor. Noi, în astrologie, avem patru elemente. Tu, când trăiești, când existi, când te manifesti ca entitate, tu, cel care asculți acum această filmare, ești compus din foc, pământ, aer și apă. Nu în ordinea asta. Atunci când îți lipsește un element, poate nu ai focul, atunci îți lipsește inițiativa în viață. Sau dacă ai prea puține planete. Dacă îți lipsește focul, nu e inițiativă. Dacă lipsește pământul, înseamnă că nu e chibzuință în a gestiona resursele. Dacă lipsește aerul, gândești și nu gândești profund, te arunci fără să gândești. Dacă lipsește apa, atunci ai de învățat lecția emoției. Să înveți că există și emoții, nu numai calcule reci. Deci, fiecare element din aceste patru elemente joacă un rol foarte important în personalitatea ta ca și om. Și, evident, aceleași patru elemente dau vibrația, nuanța și direcția unui eveniment astrologic. Da, Jupiter intră în Gemeni, a mai fost acum 12 ani acolo, dar, spre deosebire de acum 12 ani, pe cer se așează planetele într-o anumită manieră și chiar se așează într-un mod foarte special, vei vedea imediat despre ce este vorba, și vom fi influențați într-un mod ultra special. Profesorii mei de astrologie au spus și spun un lucru foarte interesant. Începând cu 2025, se aliniază planetele mult pe semne de foc. Neptun, clar, viziunea va intra în berbec, va părăsi peștii, va intra în berbec. Saturn va fi și el pe acolo prin berbec. Uite, Jupiter a intrat în Gemeni. Uranus, după 2025, părăsește și el Taurul și se mută în Gemeni. Deci, va fi multă vibrație de foc și de aer. În acest moment, în timpurile în care trăim, nu au existat pe cer astfel de aspecte. Prin urmare, noi astrologii nu avem punct de referință, pentru că în astrologia ce este de fapt? Este o mare statistică în care te uiți ce s-a întâmplat pe cer în anumite perioade ale umanității și iei informația de acolo și o transpui în epoca modernă. Asta este astrologia vorbind empiric și superficial, dar cam asta e esența ei. Până acum, pe planetă, nu am înregistrat noi, în epoca noastră, partea de exces de foc, exces de aer. Și atunci nu știm cum să interpretăm lucrurile. Nu știm. Și noi, bineînțeles, ca astrologii, ne bucurăm foarte mult că vom trece prin aceste epoci, acest timp,
pentru că noi vom fi cei care vom consemna, dar întotdeauna să fim precauți la timpurile interesante pe care le vom trăi. Când Jupiter a schimbat semnul său zodiacal, vibrația elementelor care ne compun, foc, aer, apă, pământ, era următoare. Pe primul loc era pământul. 11 elemente astrologice pe semne de pământ. Urmat de, imediat voi explica ce înseamnă asta, 10 elemente astrologice pe element de aer. 4 elemente astrologice pe element de apă și 2 elemente astrologice pe element de foc. Prin urmare, avem foarte mult pământ, avem foarte mult aer, avem ceva apă și puțin foc. Dați-mi voie să fiu puțin sceptică la toate comentariile făcute în lumea astrologică. Vai, Jupiter va aduce cunoaștere și deschidere și comunicare. Ok, de acord cu afirmația, da, Jupiter în Gemeni asta face, că asta e tema lui. Dar când a intrat Jupiter în Gemeni, avem 11 elemente de pământ. 11 elemente de pământ înseamnă că Jupiter, când va vorbi în anul ăsta, tu când vei vorbi, cei din jur când vor vorbi cu tine, tot ce ni se va spune social sau prin media, va avea în spate o frică de a încerca lucruri noi, Pământul. Va avea în spate lumea materială, adică întrebarea, dar mie din asta ce-mi iese? Na, vorbim, ne întâlnim, facem o consfătuire, facem un eveniment foarte bine și frumos. Dar ce iese din povestea asta? Ce iese din povestea asta? Apoi se va face foarte multă vorbire. 10 elemente de aer în momentul în care Jupiter a intrat în Gemeni. Dar vă știți ce are aerul ca problemă, ca minus? Inconstanță. Va fi multă vorbărie, da, dar și prea puțină faptă. Din ce motiv prea puțină faptă? Pentru că lipsește elementul foc. Ca să se pună în mișcare rotițele unei acțiuni pe care vrem să o facem în viață, orice tip de acțiune vrei să faci, ai nevoie de element foc. Ai nevoie de element foc și acest element este cel mai deficitar în intrarea lui Jupiter în semn de aer. Deci, intrarea asta cu surle și trâmbițe nu e chiar cu surle și trâmbițe, e cu surle, dar împăratul e gol, ca în poveste. În sensul că va exista anul ăsta foarte mult interes în toate vorbăriile, comentariile, întâlnirile, discuțiile și experiențele pe care le vom avea. Întotdeauna va exista un interes. Nu vă imaginați că cineva va vorbi cu voi anul ăsta așa ca să fii prieten și că vă iubește și să vă împărtășească. Nici vorbă. Va vorbi că iese ceva, că are ceva de câștigat din asta. Se va face vorbire și, aoleu, se va face maximă vorbire. Dar va fi o beție de idei, adică foarte puțină lume va fi dispusă să învețe din ceea ce se discută. Foarte puțină lume va dori să pună în practică ceea ce se discută. Poate vor curge idei în aer din toate părțile și din toate direcțiile, dar eu vă recomand întotdeauna să vă ghidați anul acesta după afirmația vorbe, nu fapte. Nu, invers. Fapte nu vorb. Rectific. Ghidați-vă după afirmația, faptele vorbesc. Faptele vorbesc. Că vine cineva și spune, iubitul meu, iubita mea, o să mă schimb și o să-ți aduc luna la picioare și o să fiu băiat sau fată bună și ce o să fim noi într-un fel. Nu crede ce ți se spune, ci spune, ok, da, hai să te văd la treabă. Toate promisiunile pe care le-ai făcut demonstrează că le și duci la îndeplinire. E foarte important acest lucru. Deci bazați-vă mult pe dovezi, nu pe vorbe goale. Există 4 elemente de apă, e ok, avem suficientă intuiție pe parcursul acestui drum al lui Jupiter prin Gemeni. Va exista emoție, va exista sentiment, dar va fi greu să începi o acțiune, îți va fi greu să te miști, îți va fi greu să demarezi. Și cred că unii dintre voi s-ar putea să simțiți asta mai ales dimineața, acum, când, și chiar vă rog să comentați dacă e adevărat, dacă vă regăsiți în povestea asta, dimineața când te trezești și vrei să mergi la serviciu și te cobori din pat și parcă n-ai chef, parcă nu,
N-ai energia aia necesară să te pui pe modulul hai că-mi încep ziua cu forțe proaspete și mă arunc în experiență cu ochii închiși. Nu, cumva demarajul este mai greu, ai nevoie de două căni de cafea decât una cum aveai înainte. Apoi când Jupiter a intrat în Gemeni, contează foarte mult și zona de planete dominante. Ce planete se aflau pe harta momentului? Care ar putea impacta și influența foarte mult traiectoria lui Jupiter. Cu ce colegi, cu ce camarazi pleacă Jupiter în experiența, ar fi întrebare. În primul rând pleacă cu Venus. Venus este fica sa, se mai numește și Afrodita, este planeta banilor și a frumosului, a iubirii. Și Venus va aduce o latură foarte interesantă creativității, va aduce multă intuiție artistică, intuiție ce ține de frumos, vom fi mult mai orientați cu toții către lucruri confortabile, plăcute, către păpică bună, către hăinuțe comode. O să vedeți că, da, va crește pofta de mâncare, cu siguranță, dar va fi foarte important pentru voi și cei apropiați vouă să vă simțiți confortabil, să vă simțiți confortabil în casa voastră, să vă simțiți confortabil cu ce mâncați, să vă simțiți confortabil cu acțiunile pe care le faceți și cu hainele pe care le purtați, să aveți nevoie de comoditate. Apoi, e foarte bine susținut de Neptun, planeta dominantă Neptun, are punctajul cel mai mare Neptun, în căs trei planete, deci este Neptun, Venus și Pluton. Neptun vine cu intuiția, cu clarviziunea, cu vizionarismul, cu nevoia de a vindeca la nivel mental și emoțional. Acum se vor produce cele mai frumoase transformări mentale, emoționale, spirituale. Veți vedea că va crește foarte mult nevoia personală de a te dedica unui tip de practică spirituală, de a te dedica unui anumit tip de experiență metafizică, meditație, post, diverse practici spirituale. Crește foarte mult interesul față de aceste lucruri, dar trebuie să fii foarte atent sau atentă cât de mult ești dispus să te implici în asta, pentru că Neptun mai guvernează ceva, adicțiile. Și s-ar putea să devii obsedat de vreo practică care te scurge de energie și te termin. Apoi, bine, te termină metaforic, nu înseamnă că aveți grijă cu intratul în secte, aveți grijă cu intratul în grupuri spirituale, mai ușor, mai domol sau cu foarte multă responsabilitate și după ce ai evaluat cu foarte multă atenție cât de bine pregătiți sunt oamenii respectivi care îți vând informații spirituale. Și a treia planetă, Pluton, și aici este îngrijorarea mea majoră, pentru că Pluton reprezintă moartea și renașterea. Moartea și renașterea. Și da, moarte fizică, dar este și moarte spirituală, moartea ideilor, moartea conceptelor. Și Jupiter potențează și vine Jupiter și el va face aspecte benefice cu Pluton în prima etapă. Jupiter în Gemeni, Pluton în Vărsător, trigonocrație în astrologie se numește. Deci va fi plăcut, dar va fi un plăcut parșiv. Și aveți grijă că este o expresie foarte bună care ar defini acest Pluton ca planetă dominantă în harta intrării lui Jupiter în Gemeni. Drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Asta înseamnă că foarte mulți dintre noi vom fi extrem de deschiși și extrem de dornici să ne implicăm în situații, să facem lucruri, să învățăm, să experimentăm, dar în același timp riscăm să fim mult prea radicali. Sau evenimentele prin care vom trece pe parcursul și drumul învățării noastre, Jupiter, vor fi atât de radicale, Pluton, încât riscăm noi să ne radicalizăm, să ne spălăm creierul. Deci mare, mare grijă cu partea aceasta a cum îmi gestionez eu umanitatea în raport cu informațiile noi care vor veni la mine pe căi mediatice sau prin comunicarea cu ceilalți, cum îmi păstrez eu umanitatea, emoția și luciditatea. E important să aveți măsură. Este foarte important să-ți pui întrebarea
Cât de pregătit sunt eu pentru informațiile care vin și cât sunt dispus să aloc din timpul meu informațiilor acestea. Hai să vedem în continuare cum te influențează pe tine ca semn zodiacal, fiecare semn zodiacal, unde, deci ce vom analiza acum, ce vei avea de învățat, de în ce domeniu, unde vine Jupiter să te învețe pe tine în tranzitul său prin gemeni, lecții importante de viață. Deci, unde vine Jupiter să te învețe lucruri? Și unde trebuie să ai grijă, la ce excese? Deci, în același domeniu unde vine să te învețe, în același domeniu poți manifesta cel mai mare exces. Potențialul de a te duce în a face prea mult și a strica prin prea multul acesta. Și începem cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Voi veți avea foarte multe lucruri de învățat, experimentat, studiat în acest an, în următoarele 12 luni. Veți avea de învățat pe partea de comunicare, pe partea de semnat contracte, negocieri și drumuri. Mulți berbeci și marcaje pe berbec vor călători, vor vorbi mult. Atenție, vă rog, și eu sunt berbec, am mai spus-o public, am o problemă. Eu nu am timp, eu lucrez în foarte multe proiecte, deci chiar lucrez în foarte multe proiecte pe mai multe paliere. Faptul că eu m-am retras din lumea virtuală, de aici, din lumea YouTube-ului sau lumea publică, să mă regăsesc pe mine, da, eu m-am retras, dar nu înseamnă că am stat pe scaun cu punga pe cap încercând să mă regăsesc. Am dus, am învățat, am studiat, am știut și mai multe lucruri și m-am băgat în alte proiecte. Nu în cele mediatice, dar proiecte masive. Și cel mai mult pe mine mă deranjează să mă suni și să-mi consum timpul cu lucruri neimportante. Când am la ușă zeci de oameni care vor să discute lucruri serioase, să-și facă consultații, să vorbească, să facă o hartă, și tu mă suni și mă întrebi, oare e bine să citesc cartea asta sau nu e bine să citesc cartea asta? Deja mi-ai luat 5 minute prețioase și da, fă ce simți. Asta o veți vedea. Eu nu mă plâng că sună lumea, mă bucur că sună lumea, dar să sune lumea cu motiv, serios. Și veți vedea dacă sunteți berbec și aveți marcaje pe berbec, cum o să pierdeți timpul grandios. Intri un pic pe Facebook, spui că vrei să-ți vezi numai mesajele și te-ai trezit că ai petrecut 2-3 ore acolo. Sau spui, a, îi dau telefonului cu mătra să o întreb, nu știu, dacă are zahăr în casă și sfârșești prin a vorbi 3 ore cu ea. Aveți grijă că asta e partea cu minus. Deci, comunicare bună, învățatul e bun, veți învăța lucruri, veți studia foarte bine și frumos. Deci, se întâmplă lucrurile astea. Dar, în același timp, aveți grijă că e și riscul să pierdeți foarte multă vreme cu vorbăria. Și aveți grijă dacă șofați, nu vă aruncați anul acesta pe viteză. Pe exces, sunt foarte obosit, lasă-mă sui la volan, conduce mașina în locul meu. Sau, hai că mă grăbesc, calc pedala până la podea. E, nu, că o să ai risc de accident. Deci iau ușor pe partea de șofat, dar vom vedea mulți berbeci care își vor lua examenul de șofat. Deci dacă vrei să dai examen de șofat, anul ăsta e un examen, e un an foarte bun să o faci. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taur. La Taur eram cu batistuțele în mână și ne ștergeam lacrimioarele și ne-a mai ieșit Jupiter din semnul tău zodiacal, dar eu am așteptat să-ți spun, ei, nu te întrista, nu plânge că a ieșit Jupiter din semnul tău zodiacal, pentru că s-a mutat în casa banilor. Așa încât dacă tu vei ști să-ți gestionezi banii, nu trebuie să devii Hagi Tudose, adică zgârcitul zgârciților, dar dacă vei ști să gestionezi partea aceasta de finanțe, vom vedea foarte mulți tauri sau marcaje pe taur care în 12 luni, în acest an de tranzit jupiterian, vor clădi până dincolo de nori orice. Poți să-ți iei case, poți să-ți iei terenuri, poți să-ți iei mașini, deci elemente foarte importante, să cumperi, să dea un avans, să vinzi, te chinuiai până acum să vinzi, uite, am început să vândă. E un moment foarte bun pentru voi să vă faceți niște stocuri financiare. Să investiți în ceva care vă va aduce bani. E un an în care veți primi multe cadouri. E un an în care veți întâlni foarte mulți oameni generoși. E un an în care veți întâlni foarte multe persoane care vor să vă ajute
să evoluați din punct de vedere financiar, unde trebuie să aveți grijă la faptul că s-ar putea să cheltuiți bani. Vedeți orice prostioară sclipcioasă și vă aruncați spre ea. S-ar mai putea pentru unii, mai ales cei care aveți Jupiter retrograd, aveți grijă că e una cu întâlnit excroci. Deci e o posibilitate să crești, să faci bani, cred că asta, da. Dar poți să întâlnești persoane care vin și spun, hei, să facem niște bani ușor, uite, hai că să te fac din vorbe. Ei, citește contractele, studiază-le, nu te arunca cu ochii închiși în ele, pentru că s-ar putea după aceea să regreți foarte mult acțiunile făcute. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Voi sunteți vedetele acum, ce să vă mai spun, Jupiter pe semnul vostru zodiacal. Aole! Știți ce? Aveți grijă că Jupiter în tranzit prin un semn zodiacal, cum e acum anul ăsta peste voi, aduce lucruri foarte frumoase, dar potențează tot ce faceți, tot ce gândiți. Ai grijă ce gândești, nu că se împlinește, că dacă gândești că ai să câștigi la lotul, se împlinește în parte și la alții. Dar potențează tot ce gândești. Tu te gândești un milimetru, Jupiter îți dă un metru. Și vezi că întotdeauna, dar întotdeauna e fapt cunoscut, Jupiter mărește și tot ce ține de corp. Luat în greutate la ordinea zilei. Nu vă gândiți că va fi retenție de apă, nu vă păcăliți frumos, vă puteți îngrășa. Grijă la alimentație. E un sfat prietenesc. E un sfat prietenesc. Și eu am luna în gemeni, deci mă alătur vouă, subscriu la ce spun. Trebuie să avem grijă la frigidere și la cum mâncăm. Acum lăsăm gluma la o parte. Dacă ai vreo excrescență, vreo umflătură pe undeva, vreun nodul, recomandarea foarte serioasă astrologică este du-te și vezi despre ce e vorba. Ai norocul că e Jupiter în tranzit și asta înseamnă că îți poartă noroc. Dacă e o problemă, sunt șanse foarte mari să se rezolve. Dar Jupiter potențând și mărind, orice problemă din corp se potențează. Acum, lăsând la o parte sperietura și partea de bau-bau și vai-vai, îngrășat, cresc excrescențele, aoleu, partea bună este că ai ocazia să te afirmi, ai ocazia să începi un nou drum, ai ocazia să dai un reset la ultimii 12 ani din viața ta, ai ocazia să întâlnești oameni noi de la care ai lucruri de învățat, să treci prin situații care îți vor fi niște elemente de dezvoltare personală majore, va fi un moment de maximă maturizare pentru tine, va fi un moment de maximă evoluție pentru tine, așa încât Jupiter vine cu foarte multe lucruri bune, ține cont însă și de avertismentele pe care ți le-am dat. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. La voi, Jupiter, marele benefic, se așează pe casa relației cu divinitatea și uite că urmează 12 luni extrem de intense pentru tine, pentru că, ține minte, în astrologie funcționează regula de aur. Când primești bine, primești și minus. Când primești plus, primești și minus. De noapte e zi, e echilibru. Și Jupiter nu intră de pomană pe casa protecției divine la tine, pentru că în aceste 12 luni vei avea ocazia să te maturizezi extrem de mult, să evoluezi extrem de mult. Dar maturizarea asta la super plus, cum se face? Prin experiență, prin încercări, prin provocări. Iar la tine încercarea și factorul primordial va fi din zona căpuțului, din zona mentală. Tu vei fi propriul tău dușman, tu vei fi propriul tău mentor, tu vei fi propriul tău încercozitor, tu vei fi propriul tău Dumnezeu, tu vei fi tu. Și reține că anul acesta, tot ce ți se întâmplă, neașteptat, negândit, neplanificat, neanticipat, este prin voie divină. Pentru că Jupiter va lucra pe căi nevăzute în cazul tău. Ești singurul semn zodiacal care va avea parte de experiența asta a lucrurilor nevăzute, neanticipate, neștiute, inițiate de Jupiter. Marele protector, marele benefic pe casa protecției tale divine, păi aici se face ordine în viața ta cum nu ai idee, nici nu-ți poți imagina
cum se face ordine în viață, în planurile tale, în proiectele tale și tot ceea ce ar fi fost menit, sortit, să te ducă către o problemă, să te ducă către un drum închis, să te ducă către un blocaj, grație susținerii divine date de Jupiter, se disipă, se anulează, se anihilează, dispare. Și nu încerca încă o dată. Regula de aur a acestor 12 luni pentru tine este nu te agăța de lucruri care nu ies, nu te agăța de oameni care pleacă din viața ta, nu încerca să-i aduci înapoi. S-au dus, ducă-se cu Domnul și să nu-i mai vezi. Oricât crezi tu că sunt minunați, ei nu sunt minunați. Îi scoate viața din calea ta, îi scoate din drumul tău, îi mătură, îi dă deoparte. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leu, pe tine, Jupiter, marele benefic, te ajută să lucrezi partea anturajului. În viața ta, în următoarele 12 luni, vor intra niște oameni foarte interesanți care îți vor aduce o deschidere și o experiență nouă. În aceeași măsură, s-ar putea ca unii lei sau marcaje pe lei să se alăture unei echipe, să se alăture unui plan, unui grup care are un plan important. Și să fii liderul sau să fii factorul acela care vine cu ideea cea mai bună, cu soluția cea mai rapidă, cu expertiza cea mai competentă. Vei fi cel mai, cel mai, cel mai. Și asta e bine pentru că leul se simte și marcajul pe leu se simte bine din postura de lider. Până la urmă ești liderul zodiacului. Și atunci, din această ipostază și din această postură, ești pe o poziție foarte bună de ascensiune socială. Așadar, Jupiter, marele benefic, te pune în circunstanțe în care vei interacționa cu oameni, vei lucra cu oameni, vei fi în grupuri în echipe, vor intra oameni noi în viața ta și vei iniția noi prietenii. Și toate astea te vor propulsa, te vor ajuta să urci scara socială. La polul cu minus, ai grijă că vor fi și multe lepre în jurul tău, vor fi și multe persoane care sunt incorrecte, mincinoase, dar soluția, cum faci diferența? Ascultă-ți vocea interioară. Dacă o fracțiune de secundă simți, și chiar te rog să ții cont de sfatul ăsta, dacă o fracțiune de secundă vei simți că un om nu ți este loial, nu e corect, poate să fie fratele, tatăl, mama ta, ascultă vocea interioară și nu-i da toate informațiile. Nu înseamnă că ne certăm cu toți cu care simțim ceva. Nu, e vorba de diplomația socială până la urmă. Dar nu te apuca să spui inima pe tavă și nu te apuca să spui chiar tot ce gândești. Și ce mai poate să fie ca și risc, pentru că ți-am spus, vorbim și de plus și de minus, atenție leilor, și filmarea asta deja intră când deja Jupiter este în gemeni, anturajul anul acesta vă ridică și vă coboară. Fiți foarte selectivi în privința oamenilor pe care îi lăsați în preajma voastră, pentru că mai devreme sau mai târziu oamenii ăștia își vor pune amprenta asupra voastră. Dacă e cineva cu adicții, dacă e cineva cu ultra probleme, îmi pare foarte rău să-ți spun, dar e timpul să tragi o linie și să-ți vezi de ale tale. Nu mai salva planeta, că nu te salvează nimeni pe tine. Și dacă îi ții în preajma ta din milă, pe aia să ajungi la mila altora. Cam asta va fi destinația. Deci, anturaj, ascensiune socială, dar cu cap și cu înțelepciune în ceea ce selectezi. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioară. Pentru voi am vești foarte bune legate de ascensiune socială. Dragi fecioare, dacă aveți un proiect important, dacă aveți un examen important de susținut, dacă aveți de făcut o mișcare semnificativă în cariera voastră, anul ăsta e anul în care, anul ăsta, deci din 26 mai, când a intrat Jupiter în Gemeni, până pe 9 iunie 2025, când Jupiter intra la. Deci, anul acesta este anul în care ți se propune ceva important. Poți să ascensionezi social, poți să fii promovat, poți să iei niște decizii foarte importante de viață. Și vreau să vă mai spun că am întâlnit în astrologie, în cariera mea, de la o carieră, în consultații, situații în care îi spun omului, dar e anul tău al carierei și ăla face copii și se oprește din carieră că trebuie să-și crească copiii sau să se ocupe mai mult de copii. Ei bine, ideea este că poate fi și cariera de părinte în carieră. Deci s-ar putea ca anul acesta fie să concepeți un copil, fie să se nască un copil.
Și copilul ăsta, bineînțeles, va avea o ascensiune fulminantă, o ascensiune socială, cum va crește mare parte importantă, pentru că se produce nașterea sa pe un Jupiter în gemeni, la tine activându-ți casa ascensiunii sociale. Este vorba de un transfer transgenerațional. Deci, este un an de ascensiune socială, un an de evoluție profundă pentru fecioară, un an în care e bine să te axezi pe carieră, e bine să-ți urmezi visul și destinul social. Social. Și secundar, partea asta de parenting, de familie, de copii care vin. La polul opus ar fi varianta minusul, ai grijă să nu dai toate pe una. Adică fecioara e recunoscută ca fiind o zodie foarte harnică, serioasă, implicată în ceea ce face, dar ai grijă să găsești echilibrul, balanța, linia de mijloc între carieră și viața privată, între cât timp dedici muncii, cât timp dedici odihnei, cât timp dedici serviciului, cât timp dedici celor dragi. Va fi nevoie de un echilibru și un balans, pentru că altfel poți avea probleme ulterioare, destul de serioase, în ceea ce privește relațiile tale cu cei din jurul tău. Da? Deci, balans și echilibru. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței, pentru tine, un moment de filozofie. Un an în care vei descoperi noi laturi ale vieții. Dar nu că vei descoperi noi laturi ale vieții. Vei învăța să coabitezi cu anumite situații, nu neapărat oameni, situații pe care alminte le-ai fi crezut inimaginabile. Nu ți-ai fi imaginat că poți să faci asta. Dau un exemplu. Să spunem că niciodată tu trăiești în Europa, trăiești în Paris. Trăiești în Paris, fix lângă Turnul Eiffel, ai o vilă. Și serviciul tău se hotărăște să te trimită în Cambodgia. În cel mai îndepărtat sat, în cel mai, vai de mama lor, nici apă n-au acolo și mănâncă ciopurile, probabil. Tu nu-ți imaginai că poți să fii trimis acolo. Ajungi trist, supărat, în Cambodgia aia, acolo, aoleu, ce caut eu aici? Și deodată descoperi simplitatea vieții. Pa, prima epifanie. Întâlnești pe șamanul satului care îți arată cum să vezi pe Dumnezeu, sau tu pe Dumnezeu pe frunte. Pa, a doua epifanie. Descoperi mâncarea care nu mai este chimizată. Mănânci acolo, liberule, ce mănânci, dar te simți bine că e nechimizat. Tot. A treia, revelație peste revelație și la final găsești pe un tip extraordinar și minunat și găsiți un diamant fabulos și vă întoarceți și cumpărați turnul Eiffel din Paris. Cam așa e viața anul ăsta. Adică ceea ce crezi că e o pedeapsă divină, ceea ce crezi că nu meriți să ți se întâmple, de fapt, ascunde în el sau în ea experiența respectivă o lecție fabuloasă de viață, ceva foarte special pentru tine, ceva extraordinar, de pe urma căreia vei avea beneficii foarte mari. Cu atenție! La polul opus, nu accepta să fii tratat inferior, mediocru, să se uite cineva de sus la tine, să te jignească, deci o situație inimaginabilă în care poți evolua. Nu o situație în care acasă bărbatul tău devine alcoolic și te bate de cum intri în casă și ți-ai scos papucii la ușă. Deci, în așa situație n-ai să stai. Ci situații cum ți-am dat, acolo am exagerat un pic, dar ți se propune să studiezi. Spui, dar nu am nevoie să studiezi, înseamnă du-te și învață, că s-ar putea să ai nevoie foarte mare de informația respectivă ulterior. Deci lucrurile care la început ți se par foarte grele, imposibil de accesat, că nu te vei descurca, privește-le cu detașare și ia lucrurile pe care le ai de învățat. Apoi, un an foarte bun pentru balanțele și marcajele pe balanță, care vor să se mute, să se relocheze, dar la mai mare distanță. Deci dacă schimb continentul sau sari două, trei țări dintr-una în alta, atunci să știi că o să fie de foarte bun augur. Și toți cei care vreți să vă înscrieți, să studiați ceva, să aprofundați ceva, să finalizați un pachet de studii, faceți asta pentru că este înspre beneficiul vostru și veți avea foarte mult de câștigat din acest tip de experiență. Deci veți avea foarte mult de câștigat din poveștile astea. Deci evoluție la nivel filozofic, conceptual, la nivel de relație cu divinitatea, la nivel de autodescoperire a resurselor
personale care te duc către o cunoaștere mai bună a lumii, a vieții, a universului. Tu numești cum vrei asta, dar este momentul tău de evoluție practică, spirituală și acceptare. Acceptare a lucrurilor care vin spre tine. Mai departe, mergem către Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. La voi vorbim de... Zâmbesc și fac așa. Pentru că Jupiter se așează pe casa întâlnirii sufletului pereche. Și anul ăsta, în următoarele 12 luni, anul ăsta jupiterian, de sfârșit de mai 26 mai 2024, 9 iunie 2025, mulți scorpioni își întâlnesc sufletul pereche sau se întâmplă ceva foarte important pentru evoluția voastră spirituală. Vă transformați. Deci dacă vreți, dau un exemplu. Să spunem, nu știu, că vrei să pierzi o greutate foarte mare. Nu, vrei să slăbești un număr de kilograme, dar ceva semnificativ, nu 2-3 kg, și asta e important. Ceva care te-ar schimba complet. Și simți că ai puterea să o faci. Pă, vrei să faci o operație estetică care să schimbe mult înfățișarea ta? Pă. Vrei să schimbi culoarea părului? Vrei să schimbi coafura, dar radical? Pă, dacă simți asta. Deci tot ce înseamnă lucrez cu mine într-un mod total diferit și mă transform. Pe românește, ce vreau să-ți spun? Jupiter intră în casa pe care tu o guvernezi. În astrologie, Scorpionul guvernează casa 8. Casa 8 este casa morții și a renașterii. Astfel încât trebuie să moară vechiul tu ca să ia naștere noul eu și ca să evoluezi. Jupiter vine cu foarte multă susținere, așa încât pregătește-te pentru 12 luni de schimbare de lucru, schimbare de mentalitate, schimbare de viziune asupra vieții, relocare, schimbare de partener. Da, mulți vă veți schimba partenerul, felicitări, pleacă ăla de care nu mai aveți nevoie, vine ăla care trebuie. Sau vă duceți relația la un alt nivel, te cere ăla de nevastă, faci copii, vă mutați împreună, te prezintă la maică sau nu o să spun mai, urmează, sigur, urmează, da? Deci ceva foarte important la nivel social, de transformare personală, dar și multă transformare fizică. Vechiul tu moare, renaște noul eu. Și de-aia spuneam, zic, nu lăsa Universul să intervină. Întotdeauna în astrologie eu am frica asta pentru oamenii care interacționez, care vorbesc, care le fac cărți, cărora vă povestesc. Mi-e frică să ajungem în punctul, sau omul să ajungă în punctul în care nu mai are un cuvânt de spus în propriul destin, pentru că intervine divinitatea și îl face să intre pe nișa pe care trebuie. Crede-mă, când intervine divinitatea, divinitatea nu are timp de emoții, nu are timp de lacrimi, nu are timp să te mângâie pe creștet, vine, ți-a vrut, hap, hap și gata, a terminat povestea cu tine. Deci, ideea este că acum a sosit timpul să îți iei tu destinul în propriile mâini și da, vrei să faci schimbarea aia de lucru pe care tot te-ai gândit să o faci, dar nici nu ai avut timp. Oh, că acum e moment. Vrei să te muți, să schimbi ceva în casă? Oh, acum e momentul. Vrei să termini relația aia abuzatoare și toxică? Acum e momentul. Și foarte mulți scorpioni s-ar putea ca partenerul sau partenera lor să câștige ceva important pentru că vă activează și casa partenerului Jupiter și casa soțului sau soției. Deci dacă partenerul vostru avea o problemă, avea un proces, se afla într-un litigiu, avea o neînțelegere, avea niște dubii, aspectele planetare de anul acesta, într-o manieră destul de radicală, nu o să fie simplu, o să-l ducă pe omul ăsta la soluționarea problemei sale, o să-i aducă rezoluția și rezolvarea. Minusul în partea asta, minusul e unul din cele mai serioase minusuri din zodiac. Să intri pe panta victimizării și să-l iei în brațe pe, vai, dar eu, sărmanul sau sărmana, nu merge, nu pot, nu știu, nu mă descurc, eu sunt o victimă perfectă a Universului. Va fi eroarea perfectă. Deci, fugi de nișa victimizării, sub nicio formă, nu da voie sinelui tău să te pună în ipostaza victimizării. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetător. Când guvernatorul zodiei voastre, Jupiter, intră în semnul opus,
Zodiei voastre, gemeni, pentru că săgetătorul și gemenii sunt față în față pe axa zodiacală. Vă pregătiți pentru evenimente, vă pregătiți pentru un an foarte special, pentru că e de ultra bine, numai că reține. Când vei auzi că se întâmplă ceva la gemeni, pe horoscoape, se va dubla tripla la tine. Că e de bine, că e de mai puțin bine, anul ăsta, asta e povestea că ești pe axă. Jupiter este pe axa săgetător, gen, fiind în gen, te influențează direct pe tine, te influențează. Și unde lucrează Jupiter în privința ta? Pe relaționare. Ori te măriți, ori divorțezi de persoana aia care o urăști la propriu și întâlnești iubirea vieții tale. Deci este un an foarte important pentru săgetător și marcajele săgetător în privința relaționării, dar nu-i socializare, nu vorbim de prieteni, vorbim aici de parteneriate, colaborări importante, căsătorie, deci tot ceea ce înseamnă uniune la nivel important între oameni și de durată. Este un an foarte bun pentru voi să învățați să vă asumați responsabilitatea proiectelor importante, pentru că vin proiecte foarte importante la voi. Este un an în care se întâmplă lucruri speciale pe evoluția voastră, pentru că oamenii pe care îi întâlniți, relațiile pe care le inițiați în acest an sunt de bun augur, sunt de anvergură și vă vor aduce multe rezultate satisfăcătoare pe calea evoluției voastre sociale și personale. Un an foarte bun pentru nunți, deci un an între iunie, acum când asculți înregistrarea, până pe 9 iunie 2025, cu amendamentul cea mai bună lună pentru nunți, să știi că e septembrie. Și fugi, te rog, ca dracul de tămâie, ca naiba de tămâie de luna mai, pentru că dă mari probleme. Nu-i superstiție, chiar este demonstrat că cele mai multe divorțuri sunt divorțurile în căsătoriile inițiate în luna mai. La punctul cu minus ar fi teama de singurătate la tine, adică, să zicem, închizi o relație, ești într-un proiect, ești ceva în care ai lucrat într-un grup sau ceva amoros și nu poți să stai locului, nu poți să stai singur, nu accepti, nu concepi să fii singur și atunci te arunci imediat într-o nouă relație, într-o nouă experiență, într-un nou proiect. Ia-ți timpul necesar să faci lucrurile pas cu pas cum trebuie. Foarte important, ia-ți timpul necesar să faci lucrurile pas cu pas. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului, Jupiter vine cu multă susținere pentru cei care aveți probleme de sănătate. Dacă ești Capricorn și ai o afecțiune care te îngrijorează, să știi că anul acesta e un an în care poți găsi un terapeut, poți să găsești terapia potrivită, poți să te vindeci, poți să intri într-o remisie, dar în același timp avertisment pentru cei care fugiți de doctor, fugiți de avize, fugiți de realitate. Jupiter potențează, am mai spus asta, potențează tot ce e în corp, mărește, expandează. Deci dacă, să zicem, aici mă adresez femeilor pentru că știu că e o chestiune foarte delicată. Să știi, nodul la sân și ți se pare că mă lasă, că îl ignor, dacă nu îl bag în seamă, nu-l controlez, nu? Nu există, va există. Dar există, nu ai cum să fugi de asta și vreau să spun că există soluție pentru orice. Medicina în ziua de astăzi a evoluat foarte mult, a evoluat foarte mult. Și atunci mergi să te cauți, nu sta nevoia. Ești Capricorn, ascendente Capricorn, luna natală în Capricorn. Dacă ai deja un diagnostic, vestea bună e că e soluție. Dacă nu ai diagnostic și îți faci tu propriile tale scenarii și fugi de responsabilitate prin propriile tale scenarii, du-te și te caută să știi de unde începi un proces terapeutic. Pentru că e rezolvare. Acum, dacă se descoperă ceva, e și mare potențial de vindecare. Asta o dată. Doi. Mulți capricorni își pot schimba locul de muncă, dar e de bine. Deci dacă vă schimbați locul de muncă, este ceva bun, este ceva important, e ceva de anvergură, e ceva bine plătit sau cu niște beneficii foarte frumoase. Jupiter vă activează casa locului de muncă și atunci mari șanse să schimbi locul de muncă. Al treilea element este vindecarea karmei de familie. Găsești terapia spirituală, terapeutul, maestrul, forma,
de manifestare spirituală prin care vei vindeca ceva, un minus energetic care se manifestă în viața ta, în familia ta, în existența ta. Deci se schimbă ceva, se vindecă ceva pe calea relațiilor karmice în familie. La punctul opus, la minus, unde trebuie să ai grijă? Workaholic. Deci ai grijă că același Jupiter în casa muncii s-ar putea să vină cu necesitatea compulsivă de a lucra foarte mult. Deci tu simți că vrei să lucrezi, până fă un echilibru între cantitatea de muncă pe care o depui la serviciu și viața ta personală și privată. Acolo e punctul vulnerabil al următoarelor luni. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsător. În privința vărsătorului, se activează casa iubirii, Jupiter vine acolo tropăind, nu mai de casa amanților și nici casa căsătoriei. Nu e casa relațiilor care se parafează acum cu inel și verighetă. Dar asta nu înseamnă că nu se deschide oportunitatea să parafezi cu inel și verighetă ulterior. Prin urmare, acum este un an în care te îndrăgostești până peste cap. Trăiești foarte intens povestea de iubire și dacă și partenerul cu care ești e în regulă, e compatibil, e deschis, ulterior, în anii următori, trebuie să și legalizezi. Acum, chiar îl cunoște, acum în 12 luni și maritat, viață în cazul ăsta și un avocat foarte bun. Deci, e un an al îndrăgostirii, e un an al procreierii pentru voi. Vărsătorii pot face copii. Dacă nu e vorba de copii, poți să inițiezi un proiect foarte important, un proiect foarte special în viața ta. Un an foarte bun să evoluezi, un an foarte bun să te transformi, un an foarte bun să schimbi existența printr-o formă de creativitate, printr-o nouă afacere, printr-un proiect nou care prinde formă și contur în următoarele luni. Un an bun în care artiștii cu marcaje pe vărsător, zodii, ascendent sau luna natală, puteți cunoaște, să ajungeți în vârful creativității voastre și a recunoașterii sociale. Un an în care puteți străluci pe scena vieții, dar chiar să străluciți. Minusul, există riscul să intri într-o relație toxică și să nu ai forța necesară să spui stop joc pentru că tu ești îndrăgostit până peste urechi. Și atunci, singura soluție pe care o ai la provocarea dată de Jupiter este să, în momentul în care simți, în faza incipientă, că ceva nu e în regulă cu persoana din fața ta, fugi încă în pământul și nu te mai uita înapoi. Dar asta e foarte mică probabilitatea, asta e, știi că nu e foarte mică probabilitatea să intri pe o relație toxică. Foarte mică. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. O, la voi Jupiter vă activează două direcții. Karma, deci zona karmii, rezolvarea karmii. Asta este un lucru extraordinar. Ca anumite lucruri rămase în stand-by din viețile anterioare sau în această viață, un tip de experiență, un tip de emoție, un tip de situație, de relații, dacă a rămas în suspensie, dacă nu s-a rezolvat, dacă nu s-a clarificat până acum, vine Jupiter și stă lângă tine și spune: hei, uite, eu te prind de mână și mergem împreună în această experiență din nou, dar de data asta mai ai pe mine și eu am să te consiliez și eu am să te sfătui și am să spun ce să faci și ai să vezi că ai să ieși la lumină. Odată. Și al doilea lucru, ceva legat de casă foarte bun. Ori vă cumpărați un apartament, ori vă închiriați un loc unde o să vă simțiți foarte bine, ori vă redecorați casa, ori vă mutați undeva. Deci, un loc foarte bun și confortabil pentru voi și energia voastră. Deci, zona de apartament, casă, construcție de casă, credit obținut de la bancă pentru a achiziționa un apartament, sunteți foarte bine susținuți în această direcție. Și este un an în care, la ce trebuie să ai grijă? La frica de a nu te băga în situație, din frica de a nu experimenta ceva din nou traumatizant, tu de fapt să nu-ți rezolvi karma pentru că alegi să stai pe margine, alegi să stai pe tușă. Nu uita, reține ce ți-am spus, Jupiter vine, te ia de mână și spune: hei, de data asta suntem împreună, de data asta suntem unii lângă alții, hai să facem treabă cum se cuvine pentru că sunt aici să te ajut. Deci nu te fofila, nu fugi de experiență,
pentru că numai trecând prin ea poți să ajungi la destinația lor. Dragii mei, aceasta a fost povestea lui Jupiter. Să vă fie de folos informațiile. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare și noi să ne vedem cu bine și la alte filmări, iar Jupiter să ne aducă cei mai buni și frumos.